și cu multă bucurie sperăm la toată lumea să ne înfructăm, să ne îndulcim împreună din lumina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este anotimpul Pricinierii. Anotimpul în care toată natura renaște la viață. Tot ce a amorțit sau a adormit la începutul iernii, acum renaște la o nouă viață. Și lucrul acesta întotdeauna ne dă de gândit celor ce au o raționalitate și observă tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, că dacă pomii, iarba, care astăzi este și mâine nu mai este, totul ce amorțește în iarnă, renaște la o nouă viață, oare omul care este cu luna creație, regele creație, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dacă după o anumită vreme rânduită de Dumnezeu, fiecăruia după timpul lui, părăsește viața aceasta, intră într-o adormire, într-o amorțire, oare pe acesta nu-l va renaște?